Google e noul detectiv folosit de polițiști ca să prindă criminalii. Cu o prezență de peste 90% în telefoane în lume, în America, polițiștii folosesc pe Google ca să depisteze prin GPS, Google Maps și Location Services toți oamenii din vecinătatea locației unei crime la ora la care a avut loc. Deși poliția spune că Google i-a ajutat să prindă sute de criminali și că este un ajutor de care nu se pot lipsi, mii de oameni acuză poliția de abuz și de invadarea intimității. Asta pentru că prin Google, poliția i-a chemat la secție, i-a anunțat că sunt suspectați de crimă și au folosit tehnici agresive de interogatoriu înainte de a fi exonerați. Acuzatorilor li se alătură și activiștii anti-Big Tech. Poliția încalcă legea prin folosirea Google, aduc oamenii la secție fără mandat. Așa ceva nu este posibil. Avem nevoie de reforme urgente contra Big Tech, spun activiștii. Și îi susțin pe activiști în această cauză, pentru că până la urmă este vorba de încălcarea drepturilor omului și pe bună dreptate. Gândește-te că eu, Tamara, eu am lăsat telefonul unei prietene să meargă până la cumpărături. Acolo se întâmplă o crimă. Ei imediat mă identifică pe mine, Tamara, fiind acolo, deși eu nu am fost la fața locului. Gândește-te că eu, din start, mă trezesc că mă sună poliția și îmi spune: domnișoară, veniți la secție pentru că știu că ați fost acolo în noaptea crimei. Păi stați un pic, despre ce vorbim? Așa se face un mandat de arestare în funcție de ce găsești tu, și să nu mai vorbim acum de securitatea cibernetică, că oricine ar putea să-mi spargă parola și să facă tot felul de escrocherii pe care eu nici nu mi le pot imagina. Îmi încalcă libertatea, îmi încalcă dreptul, mai ales că nici măcar nu îți dai acceptul pentru așa ceva. Nu e vorba de o politică cookies care îți apare acolo în 20 de pagini și tu ai dat o bifă și aia a fost. Nu, ei fac asta fără a-mi cere mie acordul. Acum, Ana, eu înțeleg tentația oamenilor, știi, de a se folosi de tehnologia asta nouă și până la urmă, știi ce, în caz de infracțiuni, evident, respectând niște reguli de bun simț, analizând de două ori datele, da, că tot ai acces la ele, le înțeleg tentația de a se folosi de așa ceva ca să prindă niște criminali, niște infractori. Stai, tu le înțelegi tentația? Pe mine mă interesează dacă îi înțelegi pe ei de ce într-adevăr folosesc astfel de măsuri și de ce le iau. La cerere, mi s-ar părea folositor să te folosești de tehnologie ca să dai de niște infractori. Evident, respectând drepturile tuturor celorlalți de acolo care n-au nicio vină. Pentru că erori, într-adevăr, ce îmi spui, da, sunt niște erori, adică niște situații care ar putea fi niște erori. Nu este vorba doar de erori, Nemo. Gândește-te că guvernul poate să facă tot felul de manevre prin așa ceva. Gândește-te la jurnaliștii de investigație, spre exemplu. Din nou, tu, Nemo, jurnalist de investigație, mergi și te vezi cu un politician. Păi, guvernul, parlamentul, președintele până la urmă află despre lucrul ăsta. Imediat poate să se întoarcă absolut orice. Hai să fim serioși. Păi, serviciile cu ce serioși. Crezi că se ocupă Tamara? Ar putea, Nemo, dar mult mai greu. Mult mai greu decât dacă ar putea să te găsească imediat în funcție de... Te găseau și înainte. Asta e. Noi punem acum, știi, și punem o etichetă bau-bau când vorbim despre tehnologie, da? Și îi acuzăm pe oamenii ăștia de tot felul de lucruri. Nu știu, colectează date, fac ceva cu datele noastre. Să dovedim la și este un fel de scandal. Și de pe bună dreptate, e adevărat. Dar înainte, cum era, Tamara, când aveam tehnologie? Înainte de Google, înainte de Google Maps, nu tot așa interogai? Acum, când nu e vorba de a apela la tehnologie, când vrei să raportezi o infracțiune, de exemplu, da? Sau când ai ceva de raportat către poliție, 911, 112, depinde în ce țară ești, da? Și spui, nu-ți cer date de identificare, stați puțin, cine sunteți, cum vă identificați, da? Tot îți cer datele de identificare. Înainte, nu luau trecătorii și întrebau martorii, suspecți și așa mai departe, tot aveau acces la un soi de date, da, locația, da, ai trecut pe acolo pentru că te-am văzut, da, nu făceau apel la Google Maps sau știu și eu la tot felul de locații sau la alte mii și alte aplicații care culeg date, da. Te întrebau cu vorbă, prin viu grai, da? Nu era să zic cu vorbă bună, câteodată nu cu vorbă bună, cu bastonul în mână te întrebau. Își cereau, da, date de identificare, ce căuți aici, unde ești, cine ești, unde lucrezi, cu ce te legitimezi, care ți-e ID-ul, nu? Tehnologia ar trebui să-mi aducă mai multă libertate, nu să mă priveze de libertate. Și asta se întâmplă în momentul în care văd un asemenea caz. Dar când e vorba de anchete, oricum au acces la astfel de date, asta vreau să spun. Tot te întreabă, dar și o spui de bună voie, da, eram sau nu eram în locul respectiv. Faci acces la datele filmate de o cameră de supraveghere și tot ai acces la ele, indiferent că nu faci. Acum, că ți le dă Google, că ți le dă o cameră de supraveghere, că întreabă un polițist și tu mărturisești cu da sau nu, depinde dacă spui adevărul sau nu spui adevărul, tot ce spui poate fi folosit împotriva ta, știm speech-ul din filme, da?
Tot îți dai niște date. Îmi iau acum eu legitimația de polițist, îl caut pe Balas Barabas, după unde localizez, aha, la Budapesta, ia să vedem. Ha, te-am prins la locul crimei, Balas Barabas. Spune-mi cât de corect a fost ca eu, un polițist, să te pot localiza pur și simplu, fără ca tu să știi măcar lucrul ăsta. Unde e corectitudinea aici și dacă mi încalcă sau nu drepturile mai întâi de toate? Păi, lucrurile astea se întâmplă deja, nu? Eu așa cred. Adică te poate localiza oricine pe baza informațiilor de pe telefonul mobil. Eu așa cred. Deci pe bază... Și e normal să facă, uite, justiția, poliția, organe de anchetă, e normal să facă apel la... Păi, cum să nu? Adică din moment ce tu ești suspectat de un omor, să spunem, și ești pe stradă și poți să mai omori încă 5 oameni, păi e normal. Pe mine să mă detecteze, n-am nicio problemă, eu n-am nimic de ascuns. Ce să facă? Să vadă cum cumpăr mere la piață sau ce să vadă la mine? Păi chiar nu mă deranjează. Vor să mă depisteze, să mă depisteze, să fie sănătoși. O să vă explic acum cum funcționează cu Google Maps. De obicei, în momentul în care folosești o aplicație, îți apare și localizarea ta. Și atunci te întreabă, apare un chenar micuț și acolo scrie: permiteți localizarea dumneavoastră în funcție de aplicație sau doar în momentul în care folosiți aplicația? Eu de obicei dau doar în momentul în care folosesc aplicația să mă poată localiza. Dar ești chiar simpatică, serios. Și astăzi chiar stă bine Breton, apropo de o glumă pe care nu îngunați cu absolut nimic. Nu, vreau să-i spun, Tamara, e că poți fi localizat chiar dacă tu ești de acord sau nu ești de acord. Tu chiar ai impresia că telefoanele astea nu pot fi urmărite, indiferent de acordul tău. Cu siguranță, pentru că acest GPS există aici. Este așa și în momentul în care îți pierzi telefonul. Nu prin GPS, Tamara, nu. GPS-ul nu are nicio legătură. Poți să-l închizi, poți să-l scoți de pe telefon. E o să fii localizată prin așa numită triangulare. Uh-huh. Deci datele de pe telefon pe care tu le trimiți prin cel mai apropiat turn sau nu știu cum se cheamă, stâlp sau whatever, deci celula, tehnologia GSM funcționează prin celule, da? Sunt stâlpi de transmisiune și tu în momentul în care treci de pe un teritoriu pe altul, treci la următorul stâlp. Acela îți va prelua ție apelurile sau pe care le primești sau le începi, da? Și în funcție de cât de aproape ești tu, pentru că se poate măsura chestia asta foarte simplu, cât de aproape ești tu de turnul cel mai apropiat, te depistează cu o precizie de câțiva metri și s-a terminat. Deci, păi stați un pic, domnilor polițiști, că am o întrebare pentru voi. Mie mi-au fost furate două telefoane, nu e vreun exercițiu ipotetic aici, sau de imaginație, mi-au fost furate două telefoane. Dacă este atât de simplu să localizezi un telefon pierdut, furat, luat, indiferent, funcțional, de ce nu mi-au fost găsite de polițiști? În momentul în care eu am mers la poliție, da, le-am dat toate datele cu cutiuță, toate detaliile, posibile și imposibile, nu am primit niciun telefon înapoi, mi-am luat. Tamara, ce drept a fost acum 10 ani, e o procedură ani, pe care trebuie să o urmeze și acum te gândi că poliția română are niște resurse din ăla încât să merite efortul să-ți găsească ție telefon, deși ar fi frumos deci să poată face ei asta. Ei pot să-mi fure toate datele, imediat, pot să-mi fure toate datele, mă pot localiza în orice moment, pot să-mi încalce orice drept pe care l-am fără a ști de lucrul ăsta, dar în momentul în care, într-adevăr, am nevoie de aceste informații, precum să-mi găsească telefonul furat, scuze, Tamara, nu este posibil. Unde e dreptatea aici? Tamara, nu există dreptate, deci acum, lăsând gluma la o parte, am văzut cazuri de fete care erau în pericol, au sunat la 112, la poliție, și li s-a spus să iasă de pe fir pentru că n-au timp de prostiile lor. Și țin firul ocupat de la alte lucruri mai serioase. Deci în momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, ce pretenții să ai să-ți caute ție telefonul? Eu nu zic că toată poliția e așa și că tot sistemul e la pământ. Dar în momentul în care se întâmplă, te sperii, nu? Adică eu dau telefon la 112 și mi se spune să văd de treabă, mi se cam duce, cum să spun, încrederea în organele de poliție și justiție. E de înțeles, asta au făcut-o și activiștii, Dana, vin la tine, pentru că am văzut că au fost singurii care au atras atenția asupra acestui subiect, deci doar organizațiile non-guvernamentale, doar activiștii au ieșit în față și au zis, domnilor, se întâmplă ceva aici, e ceva nu se întâmplă ceva, se întâmplă ceva greșit. Deci întotdeauna va exista tentația guvernelor și a instituțiilor de forță să forțeze libertățile și drepturile civililor, până la urmă.
atunci când dumneavoastră sunați la 112, sunați dumneavoastră la 112 și anunțați, deci doriți să fiți, nu știu, găsiți, descoperiți, anunțați o faptă care se întâmplă sub ochii dumneavoastră. Este o acțiune voluntară. Asta în primul rând. Pe de altă parte, în momentul în care poliția vrea să găsească, nu știu, fapte reprobabile care se întâmplă sau să aresteze criminal și așa mai departe, trebuie să ia un mandat de arestare. Nu se pot duce pe stradă să aresteze toți oamenii pe care, nu știu, care au ochi căprui pentru că o persoană cu ochi căprui a fost la locul faptului. Trebuie să existe întotdeauna niște dovezi, trebuie să existe niște motive pentru un mandat de urmărire. Apropo, dacă vrei să urmărești pe cineva, ești ca și instituție de forță sau ca și poliție, ești în perfect drept de a urmări. Este practic datoria ta, dar o faci la fel, în urma unor dovezi și în urma unui mandat eliberat de un judecător. Ce ar trebui să fie mult mai rapid aici, ar trebui să fie exact în lucrarea asta între judecător și polițai, în așa fel încât să poată aplica foarte repede, nu știu, căutarea prin Google, dacă despre asta vorbim. Din nou, dacă te afli pe stradă și te localizează Google-ul, cum ați spus, Google-ul mă localizează pentru că eu îi dau acceptul, exact cum spunea ea. Nu. Este foarte adevărat că poți fi localizat prin triangulare și așa mai departe. Dar și asta se întâmplă în caz că este nevoie. Deci nu o să ne apucăm sau nu o să se apuce poliția să urmărească să trianguleze toți oamenii, ci pe o persoană care se află în pericol, o persoană care, nu știu, produce o faptă sau o crimă sau o hoție sau o tâlhărie sau indiferent ce se întâmplă. Dar în niciun caz nu trebuie să ne lăsăm la mâna celor care vor să ne decidă ei singuri, care vor să știe mai bine decât noi ce e bine pentru noi și, de exemplu, să fim localizați oriunde și oricând. Nu. Ne încalcă în momentul respectiv dreptul la viață privată, pentru că ăsta este dreptul care se încalcă în acest caz. Și dacă vrei să treci peste dreptul de viață privată, pentru că există anumite motive, cum am spus, să-ți iei un mandat de la judecător și ai o listă întreagă de motive pentru care vrei să faci lucrul acesta. Am și eu un motiv de a merge mai departe.